Am dus la laborator și banane, atât din cultura convențională cât și din cea bio. Un insecticid interzis în Uniunea Europeană a fost detectat în bananele convenționale. Sursa acestor fructe delicioase, consumate de toată lumea, inclusiv de copii, este Ecuador. Bananele convenționale au fost prelevate de la raft dintr-un lanț de supermarketuri belgiene din București. Au urmat procedura normală de prelucrare în laborator. Avem și o probă de banane. Am luat banana. După ce aparatele care măsoară peste 450 de pesticide au prelucrat datele, am descoperit în bananele ecuadoriene convenționale două pesticide interzise în Uniunea Europeană, dar pentru care Comisia Europeană a stabilit limite maxime admise la importuri. La bananele convenționale din Ecuador am detectat 5 urme de pesticide, dintre care două nu mai sunt folosite de mai mulți ani în Uniunea Europeană. Este vorba despre clorpirifos, a cărei concentrație în banane a fost detectată în limita maximă admisă. De asemenea, o altă substanță detectată în laborator este bifentrinul, un insecticid piretroid care a fost interzis pentru uzul agricol în Uniunea Europeană încă din 2019, acesta fiind sub limita maximă admisă. Dintr-un laț de hipermarketuri franțuzești am prelevat bananele bio. Vestea bună pentru consumatori, inclusiv pentru mămicile cu copii, este că în bananele bio nu a fost detectată nicio urmă de pesticide. Reamintesc faptul că emisiunea AgroJurnal vă pune la dispoziție un număr de WhatsApp. Puteți trimite știri, imagini despre fermă, solarul sau povestea afacerii dumneavoastră pe numărul de WhatsApp al emisiunii și acesta este, îl repet, 0771 684 108. Îl vedeți de altfel afișat în acest moment pe ecran.